Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal, condamnat la ani grei de închisoare pentru că a răpit, violat și ucis două fete, a hotărât să se pocăiască. Acum este ca un bebeluș, trebuie ajutat, îndrumat, spune biserica sa. Vestea că ucigașul Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu s-a pocăit a fost dată chiar de membrii Asociației Penticostale, misiunea Family to Family, condusă de omul de afaceri Mike Olari. Pe data de 19 februarie, când a avut loc un botez nou testamental în penitenciarul din Craiova, a trebuit să cedăm și să-l primim și pe el, împreună cu alte 7 persoane, în apa botezului. Nu am cedat din cauza insistențelor lui, fiindcă el, bazat pe cazul tâlharului de pe cruce, care nu a fost botezat și totuși Iisus l-a primit în rai, a spus Mike Olari după ce a făcut anunțul. Surse din penitenciarul Craiova au povestit pentru Adevărul ce s-a întâmplat în ziua botezului. Penticostalii s-au pregătit pentru acel moment, nu este prima dată când se întâmplă un astfel de eveniment la noi. Dar de data aceasta, parcă pregătirile au fost mai atent făcute, din că a fost îmbrăcat complet în alb, ca și ceilalți deținuți care au fost botezați. L-au băgat într-o piscină gonflabilă și au cântat la chitară. Gheorghe Dincă a ținut un discurs înainte de a intra în piscina gonflabilă. El a povestit cum s-a hotărât să se pocăiască și cum a înțeles că Dumnezeu îl iubește. Mă numesc Gheorghe Dincă, am 69 de ani împliniți, peste aproape 3 luni de zile împlinesc 70. Am luat singur decizia de a mă boteza, am citit o carte pe care mi-a înmânat-o domnul Lupu Viorel și am ajuns la decizia de a mă boteza și de a recunoaște greșelile ce le-am făcut în viața mea. Sper ca Dumnezeu să mă ierte și Iisus Hristos, a spus deținut. Dincă a explicat și ce înțelege prin pocăință. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, am făcut și fapte cu care nu mă pot mândri și credeam că nimic rău nu mi se poate întâmpla, considerându-le normale. Ajuns în penitenciarul Craiova, am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu prin multe activități educative și moral creștine. Participând la aceste activități privind cartea Dumnezeu te iubește, de la pastorul Lupu Viorel, am citit-o rămânând surprins și am înțeles mesajul, el fiind pe înțelesul tuturor. Înțelegând că Dumnezeu mă iubește, dând pe Fiul Său Iisus la moarte de dragul meu, ca eu să fiu mântuit, am luat decizia să mă pocăiesc, adică să recunosc că am făcut greșeli în viață. Am cerut iertare lui Dumnezeu și persoanelor celor care le-am greșit de-a lungul vieții, iar acum sunt aici cerând iertare deoarece sunt în curs de judecată. În sufletul meu mă simt eliberat prin credință, a mai spus Dincă. Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, viol și profanare de cadavre, trafic de persoane și trafic de minori, relatează mesajul.ro.